Bine v-am regăsit! În seria rezolvărilor de teste grilă pentru admiteri, azi vă voi prezenta rezolvarea unor probleme date în astfel de teste la admiterea la Politehnică și Academii. Vor fi probleme de mecanică, curent continuu și termodinamică, deci folositoare tuturor celor care se pregătesc pentru admiteri sau bacalaureat din aceste capitole ale fizicii. Să începem! Dacă legea de mișcare a unui corp cu masa de 5 kg, deci M egal cu 5 kg, este x de t egal cu 3 minus 3t plus 0,2 t pătrat, atunci forța care acționează asupra corpului are valoarea. Deci trebuie să calculăm forța care acționează asupra corpului, care se mișcă după această lege de mișcare. Așa, după cum știți, prima derivată a coordonatei funcție de timp, a legii de mișcare, pentru că, de fapt, legea de mișcare ne dă descrierea evoluției în timp a coordonatei. Prima derivată este viteza. Și în cazul nostru, dx pe dt este 2 ori 0,2, 0,4 t minus 3. Înseamnă că am găsit legea vitezei. Viteza este 0,4t minus 3. Și derivata vitezei funcție de timp este accelerația. dv pe dt este accelerația. În cazul nostru, derivata funcției vitezei este 0,4. Deci am găsit că accelerația este 0,4 metri pe secundă la pătrat. Și pentru că principiul fundamental al dinamicii spune că forța este masa înmulțită cu accelerația, de aici rezultă că forța noastră este 5 kg masa înmulțită cu 0,4 metri pe secundă la pătrat. Adică forța are valoarea de 2 N. Și asta înseamnă că răspunsul corect este E. Forța are valoarea de 2 N. Două rezistoare legate în serie consumă împreună o putere de 40 de W. Știind că rezistența unui rezistor este 4 ohmi și tensiunea pe celălalt este 12 volți, intensitatea curentului care trece prin circuit este. Deci puterea totală este 40 de W. Știm că puterea se poate calcula fie cu formula I pătrat ori R, fie cu formula U pătrat supra R, fie cu formula I ori U. Puterea în cazul nostru este, puterea totală, este suma celor două puteri. Puterea pe rezistorul 1 și puterea pe rezistorul 2. Așa că putem să scriem că este egală cu puterea pe primul rezistor, o putem scrie I pătrat înmulțit cu R1, plus puterea pe al doilea rezistor, pentru că în cazul celui de al doilea rezistor ni se dă tensiunea, o putem scrie U înmulțit cu I. Și atunci avem următoarea ecuație de gradul 2 în I. I pătrat ori R1, R1 are valoarea 4 ohm, are rezistența 4 ohmi, deci avem 4i pătrat plus tensiunea pe al doilea rezistor este 12 volți, 12i și minus puterea totală, adică 40 de W, minus 40 egal cu 0.
putem să nu scriem unitățile de măsură odată ce avem un sistem coerent. Toate mărimile sunt exprimate în unități de măsură din sistemul internațional. Ecuația se poate împărți la 4 și avem i pătrat plus 3i minus 10 egal cu 0. Discriminantul este 9 plus 40, adică este 49. Și atunci i 1, 2, cele două soluții ale ecuației noastre, sunt minus 3 plus minus radical din 49, adică plus minus 7 supra 2. Valoarea negativă, în acest caz, nu ne interesează, nu pentru că intensitatea n-ar putea avea valoare negativă. Intensitate cu valoare negativă înseamnă un sens altul decât cel pe care l-am considerat noi, al curentului. Dar în cazul puterii, n-are importanță sensul. Indiferent ce sens are curentul, puterea se calculează la fel. Deci ne interesează doar valoarea pozitivă. Și valoarea pozitivă este minus 3 plus 7, adică 4 împărțit la 2, 2 amperi. Ceea ce înseamnă că varianta A este varianta corectă. Un gaz ideal ocupă un volum de 5 ori 10 la minus 3 metri cubi la presiunea de 2 ori 10 la 5 newton pe metru pătrat și temperatura de 300 Kelvin. Gazul suferă o transformare izobară în cursul care efectuează un lucru mecanic de 200 de joule. Lucrul mecanic efectuat este 200 de joule. Și trebuie să calculăm variația temperaturii în cursul acestei transformări. Lucrul mecanic într-o transformare izobară se calculează cu relația μr ori delta T. Se mai poate calcula și cu relația P înmulțit cu delta V. Dar pentru că noi trebuie să calculăm variația de temperatură, folosim această relație. Și de aici, delta T este egal cu L supra nu R. Nu știm cât este numărul de mol, dar știm toți parametrii din starea inițială, așa că îl putem exprima în funcție de acești parametri folosind ecuația termică de stare. P ori V egal cu nu RT. Deci rezultă că nu este P ori V supra RT. Și atunci delta T va fi lucru mecanic supra nu P ori V supra RT înmulțit cu R. Constanta generală a gazelor se simplifică și obținem că delta T este lucrul mecanic înmulțit cu temperatura supra P ori V. Adică delta T este 200. Nu voi mai scrie unitățile de măsură, toate sunt în sistemul internațional, lucru mecanic 200 joule, înmulțit cu temperatura 300 Kelvin, deci ori 300, supra presiunea 2 ori 10 la 5, înmulțită cu volumul 5 ori 10 la minus 3. Și atunci am 10 la 5 înmulțit cu 10 la minus 3, 10 la a doua, care se simplifică cu 100 aici, 2 cu 2 și rămân 300 supra 5. Avem o variație de temperatură, deci ceea ce avem aici sunt grade Celsius sau Kelvin. Variația de temperatură măsurată în grade Celsius sau în Kelvin este aceeași, are aceeași valoare. Și atunci delta T va fi 60 de grade Celsius sau 60 de Kelvin. Deci răspunsul corect este E. Un corp lansat pe un plan orizontal, având coeficientul de frecare la alunecare μ egal cu 0,2, se oprește după ce parcurge distanța de 4 metri. Durata mișcării corpului este
dacă lansăm un corp pe o suprafață orizontală, singura forță care va acționa asupra lui în timpul mișcării va fi forța de frecare, așa cum vedeți în acest desen. Singura forță pe orizontală. Asta ne interesează, nu ne interesează forțele pe verticală, deoarece corpul nu se mișcă pe verticală, se mișcă doar pe orizontală. Și atunci putem scrie principiul fundamental al dinamicii pentru acest corp ca fiind minus forța de frecare egal cu masa înmulțită cu accelerația. Semnul minus apare pentru că forța de frecare este opusă ca sens vitezei corpului, se opune mișcării corpului. Dar forța de frecare, în acest caz, este mu ori g. Pentru că apăsarea corpului pe suprafața pe care se mișcă este egală cu greutatea lui. Nu sunt forțe care să schimbe această apăsare. Adică forța de frecare este mu ori m ori g. Și atunci această ecuație devine minus mu ori m ori g egal cu m ori a. Și observăm un lucru interesant la prima vedere, că accelerația nu depinde de masă. Masa se simplifică. Deci nu are importanță ce masă are corpul. Ceea ce contează este coeficientul de frecare dintre el și suprafața pe care alunecă. Și se vede că accelerația are valoarea minus mu ori g. Indiferent ce masă are corpul, accelerația lui este negativă, el se mișcă încetinit și se oprește la un moment dat și are valoarea minus mu ori g. Dar dacă știm accelerația și distanța pe care o parcurge corpul, putem folosi formula lui Galilei ca să calculăm viteza inițială. Formula lui Galilei spune că viteza finală la pătrat este viteza inițială la pătrat plus de două ori accelerația ori distanța parcursă. Viteza finală la noi este 0. Corpul se oprește. Și atunci V0 pătrat este egal cu minus 2AD. V0 pătrat va fi, accelerația fiind negativă, voi avea un număr pozitiv în dreapta. Nu va fi de fapt un număr care are dimensiuni, voi avea o valoare pozitivă. Și voi avea V0 pătrat egal cu 2 mu ori g ori d. Și acum avem o relație pentru viteza inițială, o putem calcula. Este radical din 2 mu g d, adică este radical din 2 ori 0,2 ori 10 ori 4. Distanța parcursă până la oprire este 4 metri. Și am aici 10 ori 0,2 care e 2, 2 ori 2 e 4, 4 ori 4 e 16, viteza inițială este radical din 16, 4 metri pe secundă. Acum, dacă știm viteza inițială, putem folosi legea vitezei ca să calculăm durata mișcării. Legea vitezei spune că viteza finală este viteza inițială plus accelerația înmulțită cu timpul deplasării. Viteza finală este 0, așa că obținem că A ori T este minus V0, T este egal cu minus V0 supra A, adică T este egal cu, dacă în loc de accelerație este un minus mu ori g, este V0 supra mu ori g. Adică este egal cu 4 metri pe secundă supra 0,2 înmulțit cu 10 metri pe secundă la pătrat. Deci, până la urmă, 4 pe 2, adică 2 secunde, pentru că metru cu metru se simplifică și secundă cu secundă la pătrat, timpul, durata mișcării este 2 secunde, ceea ce înseamnă că rezultatul corect este dat de varianta F. În cazul transferului maxim de putere într-un circuit simplu, randamentul transmisiei puterii este... Randamentul este raportul
dintre puterea utilă și puterea totală. Iar utilă este puterea pe circuitul legat la sursă. Și atunci randamentul este I pătrat înmulțit cu R, R mare fiind rezistența circuitului legat la sursă, supra I pătrat, pe lângă R mare plus R mic. R mare plus R mic fiind rezistența totală a circuitului, rezistența circuitului exterior plus rezistența internă a sursei. I pătrat se simplifică și obținem pentru randament expresia R supra R mare plus R mic. Am arătat în mai multe materiale teoretice și am demonstrat în mai multe feluri acest lucru, că o sursă poate da puterea maximă pe un circuit, adică ceea ce spune enunțul în cazul transferului maxim de putere într-un circuit simplu, atunci când rezistența circuitului, R mare, este egală cu rezistența internă a sursei. Deci trebuie să punem condiția, R mare este egal cu R mic. Și atunci randamentul va fi R mare supra R mare plus R mare, 2R mare, randamentul va fi 1 pe 2. 0,5, ceea ce înseamnă 50%. Deci în cazul transferului maxim de putere, randamentul circuitului este 50% și înseamnă că răspunsul corect este A. În cursul unui proces în care volumul variază invers proporțional cu pătratul presiunii, presiunea unui gaz ideal crește de 2 ori. În acest proces, temperatura gazului ce face? Dacă volumul variază invers proporțional cu pătratul presiunii, înseamnă că legea acestei transformări este P pătrat înmulțit cu V, este constant. Pe noi ne interesează însă o relație în care se apară presiunea și temperatura, pentru că vrem să știm ce face temperatura în transformarea noastră. Așa că ne folosim de ecuația termică de stare, P ori V egal cu mu ori T, și exprimăm volumul. Volumul este mu ori T supra P. Și atunci avem P pătrat înmulțit cu mu ori T supra P egal constant. Se simplifică odată presiunea, iar mu și R fiind constante, pot fi înglobate în această constantă. Și obținem ecuația P înmulțit cu T egal constant. Este legea acestei transformări. Putem atunci scrie P1 înmulțit cu T1 este egal cu P2 înmulțit cu T2. Și pentru că enunțul spune că presiunea crește de 2 ori și trebuie să aflăm ce se întâmplă cu temperatura, îl exprimăm pe T2. T2 este T1 înmulțit cu P1 supra P2. Deci T2 va fi T1 înmulțit cu, dacă presiunea crește de 2 ori, înseamnă că P2 este de 2 ori P1, așa că avem aici 1 pe 2. Și am obținut în final relația T2 este T1 supra 2. Ceea ce înseamnă că temperatura finală e mai mică, e jumătate din temperatura inițială, adică temperatura scade de 2 ori, așa că varianta corectă este D. Se consideră sistemul de corpuri reprezentat în figura alăturată. Corpul de masă M1 se află situat la o distanță mai mare decât H față de scripete. În momentul când M2 atinge solul, viteza corpului va fi. Ca să putem calcula ce viteză are sistemul, de fapt, pentru că cele două corpuri se mișcă împreună când corpul de masă M2 atinge solul,
ar trebui să știm accelerația sistemului. Și pentru asta folosim un sistem de ecuații bazat pe acest desen. Am notat tensiunea din fir la un capăt cu T1, la celălalt cu T2, vectorul T1 respectiv vectorul T2, pentru că cei doi vectori nu sunt egali, au orientări diferite. Unul e pe orizontală, altul e pe verticală, dar în modul ei sunt egali. Deci T1 este egal cu T2, să notăm cu T, tensiunea din fir. Pentru că, așa cum am explicat în materialele teoretice, nu pot avea tensiuni diferite de o parte și de alta a unui scripete ideal. Nu permite scripetele ca tensiunile să fie diferite de o parte și de alta. Și atunci pot scrie pentru corpul de masă M2, care se mișcă pe verticală, ecuația principiului fundamental G minus T este egal cu M2 înmulțit cu A, iar pentru corpul de masă M1, care se mișcă pe orizontală, pot să scriu T este egal cu M1 ori A. N-am ținut cont de vreo forță de frecare, pentru că dacă vă uitați la răspunsurile propuse, la variantele propuse, nu apare nicăieri coeficientul de frecare. Așa că trebuie să considerăm că corpul de masă M1 se mișcă fără frecare pe suprafața orizontală și atunci singura forță care acționează asupra lui pe orizontală este tensiunea din fir. Dacă adunăm cele două relații, tensiunea se reduce și obținem că G este egal cu A pe lângă M1 plus M2. Dar acest G este de fapt G2, este greutatea corpului de masă M2. Și atunci accelerația are expresia G2, adică M2 ori G mic, supra M1 plus M2. Și am găsit accelerația sistemului nostru. Și acum, pentru că știm că până să atingă solul corpul de masă M2 trebuie să parcurgă distanța h mic, putem aplica formula lui Galilei ca să aflăm viteza finală. Viteza inițială este 0, așa că putem scrie v pătrat este egal cu de 2 ori accelerația ori distanța parcursă, care este h. Și atunci v pătrat va fi de 2 ori accelerația m2 ce mic supra m1 plus m2 înmulțit cu h, și v va fi radical din tot ce avem aici, va fi radical din 2m2 gh supra m1 plus m2. Aceasta este viteza pe care o are corpul de masă m2, deci și corpul de masă m1, pentru că, repet, ele se mișcă împreună, atunci când corpul de masă m2 atinge solul. Și asta înseamnă că rezultatul corect, răspunsul corect, varianta corectă este C. În montajul din figură se cunosc R mare 2 kΩ, R bobină 8 kΩ, inductanța bobinei 12 mA și tensiunea U 200 V. Trebuie să calculăm fluxul magnetic în bobină. Această problemă e un pic șmecheră, pentru că dacă vă uitați la desenul circuitului, veți observa că tensiunea pe ramura în care se găsește bobina și în care mai avem și un rezistor R mare, nu are nicio legătură cu ce altceva mai există în circuit. Pentru că sursa noastră de tensiune este ideală. Este notată cu U mare, nu cu E mare, și nu ni se spune că ar avea vreo rezistență internă. Dacă e ideală, tensiunea la bornele ei este aceeași, indiferent ce avem în circuit. Deci, ramura în care se găsesc cele două rezistențe R mare nu influențează cu nimic rezultatul, n-are importanță. Dar
Unii se apucă să rezolve problema folosind legile lui Kirchhoff. Și atunci pierd o grămadă de timp și așa se întâmplă că unii spun că n-am avut timp să rezolv toate problemele. Nu-i nevoie de legile lui Kirchhoff, noi cunoaștem tensiunea la bornele ramurii pe care se găsește bobina. Este U. Iar rezistența totală a acelei ramuri este R mare plus R bobina. Adică este 2000 de ohm, 2 kiloohm, plus 8000 de ohm, 8 kiloohm. Deci rezistența acelei ramuri este 10000 de ohm. Și atunci curentul prin acea ramură, ramura de sus, care e și curentul prin bobină, asta ne interesează, este tensiunea U împărțită la această rezistență totală. Adică este, tensiunea U este 200 de volți, 200 de volți, supra 10.000 de ohmi. 2 pe 100, 1 pe 50. Intensitatea curentului este 1 pe 50 amperi. Volt pe ohm este amper. Deci curentul prin bobină are această valoare. Fluxul magnetic din miezul unei bobine este produsul dintre inductanța bobinei și intensitatea curentului. Adică, în cazul nostru, va fi inductanța bobinei este 12 miliamperi, 12 ori 10 la minus 3 înmulțit cu 1 pe 50 și unitatea de măsură este Weber. Ampere înmulțit cu amper este Weber, unitatea de măsură pentru fluxul magnetic. Și atunci avem pentru fluxul magnetic 12 împărțit la 50 este 0,24 ori 10 la minus 3 înseamnă miliweberi. Aceasta este valoarea fluxului magnetic prin bobina noastră, iar varianta corectă de răspuns este atunci B, 0,24 miliweberi. Într-un vas de volum V egal cu 0,1 metri cubi, se găsește aer la presiunea pe 1,5 ori 10 la 5 newton pe metru pătrat. Aerul este răcit izocor și cedează căldura Q egal cu 50 de kilojuli. Aici mă opresc o clipă pentru că știu din experiență că în astfel de situații se greșește destul de des. În termodinamică, o căldură cedată este negativă. Deci chiar dacă enunțul ne-o dă în modul, noi trebuie să ținem seama de acest semn. Deci căldura este minus 50 de kilojuli, pentru că este căldură cedată și dacă nu punem semnul minus, nu mai iese rezultatul. Rezultatul corect nu mai iese, că un rezultat iese dacă facem calculele. Ce mai știm? Că avem căldura molară la volum constant 5 pe 2R și trebuie să găsim presiunea finală a gazului nostru, transformarea fiind, așa cum am spus, izocoră. Într-o transformare izocoră, căldura schimbată de sistemul termodinamic cu exteriorul se calculează cu formula nu ori CV ori delta T. Și pe nu îl putem exprima din starea inițială. Avem ecuația termică de stare. Pentru starea inițială, pe 1 ori V este egal cu nu R ori T1. Și de aici rezultă că nu este P1 ori V supra R înmulțit cu T1. Și atunci căldura va fi P1V supra R T1, ăsta e mu, înmulțit cu CV, care este 5 pe 2R, și înmulțit cu delta T. Și constanta generală a gazelor se simplifică,
Din această relație putem calcula raportul delta T pe T1. Delta T pe T1 va fi egal cu de 2 ori Q supra de 5 ori P1 înmulțit cu V. Și acum, când facem calculele, ca să găsim pe delta T pe T1, trebuie să avem grijă să ținem seama de acel semn minus, de faptul că această căldură, fiind căldură cedată, este negativă. Deci avem minus 2 înmulțit cu 50.000 supra 5 înmulțit cu P1 5 ori 10 la 5-a și înmulțit cu volumul 0,1, adică 10 la minus 1. 10 la minus 1 ori 10 la 5-a e 10 la 4-a, care se simplifică cu 10.000 de la numărător. 5 se simplifică cu 5 și obținem că delta T supra T1 este minus 2 pe 5. Dar delta T este T2 minus T1. Deci am aflat că T2 minus T1 supra T1 este egal cu minus 2 pe 5. T2 pe T1 minus T1 pe T1, adică minus 1, este egal cu minus 2 supra 5. Și de aici rezultă că T2 pe T1 este egal cu 1 minus 2 supra 5, sau că T2 pe T1 este egal cu 3 supra 5. Și acest raport este foarte important pentru că acum putem calcula presiunea a doua, presiunea în starea finală. De ce? Pentru că transformarea noastră fiind izocoră, știm că P1 supra T1 trebuie să fie egal cu P2 supra T2. Din această proporție găsim că P2 este P1 înmulțit cu T2 pe T1. Adică P2 este P1, 5 ori 10 la 5 newton pe metru pătrat, înmulțit cu T2 pe T1, am aflat că este 3 pe 5. 5 se simplifică și găsim că presiunea pe 2 are valoarea 3 ori 10 la 5 newton pe metru pătrat, ceea ce înseamnă că varianta corectă de răspuns este D, 3 ori 10 la 5 newton pe metru pătrat. Sper să vă ajute în pregătire. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!